una dintre cei de aici, unii mă cunosc, alții nu mă cunosc. Păi de profesioniste și colegi și, mă rog, amic spiritual, să zicem așa. Ne mai spunem oful, de comite din când în când. De Părintele Galeriu îl cunosc de când am venit în București. În 1973, mai după ce ieșea și sunt teza de doctorat, s-a auzit în zona chiar a Sapienții, a Săii de Sapienții, domnul Chiselef, era vorba de o altă biserică, Crașinii Pușcărie, s-a zis Apatia cu Istirian și a zis, prea aici, vreau și eu o biserică. Ce să-ți dau mă ție, Sârbule, că ești cu o situație dramatică, n-am. Uitați acolo un grajd la Sapienții, era grajd. Cam 5 ani, așa. 65-70 a făcut o minune și a creat o biserică vie. Cred că și în mediul acela auzise de părere și ceva atipic la ce în București, atipic ce de fapt și ce este astăzi. Că noi nu avem în biserică predicatori. Noi nu avem oameni care să aibă duhul vorbirii, să spună ce se întâmplă în țară, în afara țării, în biserică, în afara bisericii, în familie noastră, tot ce doare pe român. Și știți bine ce doare, mai ales în timp de pandemie, a durut mult. Biserica a spus și nu a spus ce trebuia să spună. Știți bine că unor a pactizat cu cine nu trebuia, probabil. Da, intrăm în alte detalii. Vina Părintele de la Galeriu nu putea să vorbească în aceia ani despre aceste luni, pandemie, atunci era altă pandemie psihică, mentală, cumpleți a regimului din acele vremuri, dar avea cuvânt de rostire, știa să traducă prin cuvântul Scripturii, prin cuvântul magistral, din patristică, să spună ce trebuie să facem, cum să trăim, cum să ne oglindim. Era un om viu. Preotul acesta era viu. Deci era miruit, nu cum spune așa o dată, miru și fugi. Îți era binecuvântare de ceva ce faci. Dacă ai o problemă, dacă se întâmplă ceva în familia ta sau în prietenii tăi. Mă rog, în rația cu mine eram elev la Sfântul Sava din București, era o școală așa, era uimit de faptul că cineva din zona aia venea către biserică. Mă rog, erau niște granițe între zona academică, să nu zic, era chiar academică, deși a fost Academia Sfântul Sava, a fost o școală și este o școală celebră în România, poate cea mai interesantă la nivel de liceu. Și veneam și spuneam și eu oful. M-am și mătruțit, nu întotdeauna, mai aproape a fost Părintele Sârbu în privința asta. Dar pe Părintele Galeriu aduceam să mătruțească în casa mea, din care unde locuiesc și astăzi, am mătruțit în mai multe rânduri, într-o zi din an. Atenție, apropo de Argentina. Pe 26 decembrie s-a făcut o obișnuință în anii 70, și în timpul liceului, și în timpul facultății după aceea. După 8 decembrie, apoi m-am curunat, tot însul ne-a curunat, ne-a botezat copilul, am mai curunat pe alții acolo. Familia noastră a fost curunată, eu și cu soția, de Ioan Alexandru, poate ați auzit de poet. Și faptul că în acel moment de seară, din 9 decembrie 1980, au fost Constantin și Argentina, Ioan Alexandru, mă rog, nu Urbina, a fost Ruta Elena, Urbina a avut o problemă cu copilul, și cei de la Lumânări. Și eu cu soția, deci au 8 oameni. Am vrut, Părintele accepta și pozele. Deci vrei poze, nu vreți, facem. Care a zis, e bine să fim foarte atenți. Și actul care a rămas actul Părintele Galeriu de la Colonie, scris stilul acela special, care scria cu multă, multă atenție un act oficial. Dar revin la Părintele Galeriu. Luca a fost în casa mea și îi puneam întrebări de tot soiul. Una dintre întrebări care mi-aduc și acum aminte și o să vă puțin, ar vrea să vă gândiți la ce vă spun acum. Și eram un copil atunci, totuși adolescent ce eram și eram uimit la un parastas, atâta lume, atâta colibă, atâta mișcare pe acolo. Ce se întâmplă? Dumnezeu ne ascultă rugăciunea. E pentru ce adormiți. Poate eu găsesc mai mult, un răspuns mai bun în liturghie decât în parastas. Am văzut la alt, pe aici ai spus și părintelui, că muntenii, oltenii, moldovenii sunt nu mai recitivi la chestia cu parastasul, dar e așa o reținere, cu un fel de apropiere de zona protestantă și catolică. Asta e o paranteză mea. Și știți la ce mă refer. Aici, la Părintele Galeriu, îmi dă un răspuns foarte bun. Domnul Pui, așa cum zicea, pe numele de, fără prietenie. Vă dați seama cât vor aceia să ne rugăm pentru ei să-i scoate de la întuneric la lumină. E o șansă pentru a noastră credință că îi putem scoate noi, nu catolici mai puțin, protestanții nu mai vorbesc, neoprotestanții, nu vreau să fiu rău pe jos, au alt rit, altă doctrină, altceva. Deci ei vor,
această rugăciune de scoatere a întunerii la lumină. Bineînțeles că este Sfânta Liturghie, dar această completare se adună comunitatea și se roagă unii cu alții pentru aceia care mai sunt la lumină. Dar și cei care sunt la lumină, zice, pot să se roage pentru noi. Nu există în lumea asta mare această legătură a noastră, a celor vii, cu cei morți, cu România, de pildă. Poate există și în alte țări ortodoxe, nu ca la noi. Și a celor vii de sus, care sunt la lumină și pot să ne ajute pe noi. Nu cei de la noi, cei de la lumină. Mi-a explicat așa, m-a copleșit acel cuvânt de seară și a rămas, după zeci și zeci de ani, cu aceeași mărturisire înăuntru meu. Uite, domne, deci noi putem comunica cu nouul spiritism. A spus cine, vorba de altă rugăciune care trebuie să o facem pentru ei în permanență și ei pentru noi. Numai rugăciunea în biserică, rugăciunea din cursul zilei, pe stradă, mașină, în tramvai, și de asta vorbea. Deci rugăciunea permanentă pe care o vrea Dumnezeu de la noi, care noi nu o facem. Și când la biserică mă duc la primul mandat, acolo este legătura. Nu, Dumnezeu este peste tot. Dar bineînțeles că acolo se fac tainele bisericii, acolo este mare taină. Sfânta Liturghie, prin ea se face Sfânta Euharistie. Și acolo ne putem împărtăși Dumnezeu și putem să răspundem la toate prin această mare taină. Bineînțeles, teza aia doctora m-a răscolit, asta a fost și prima apropiere, era o teza atipică, jertfă și răscumpărare, era un fel de răspuns la Olimp Căciulă, care pe înainte vreme pe Atena a scris o teză de doctorat, dar era scrisă altfel, mult mai atractivă, mai practică și m-a copleșit teza, așa zis, vreau să-l cunosc. Și așa am ajuns pe la facultate, am ajuns la institut, era spiritual, 73-74, după aceea, așa de supărat a fost că am plecat la Silvestru, nu știam de Silvestru, zic, dom'le, aici era, eu eram aproape, mergeam la Schiridon în vremea aceea și la Sarpienze. Și zic, bă, am plecat, mie ne-a furat om. Și după aia, Ipăi Drăilie Moldovan, nu știu ce, dar în facultate a intrat bine, a ajuns pe post conferențiar, profesor, s-a pătruns. După aceea, în anul acela, 74-75, paranteze mici, la o seară m-a chemat, eu vreau să văd și eu cuze de doctorat. Eu eram terminat liceu, liceu, mă gândeam, hai să văd și eu ce înseamnă o școală academică, un doctorat, nu știu ce. Și părinte, cum vorbește la lume în biserică, cum ar vorbi la o școală doctorală. Asta era în 1974. Și într-o seară de septembrie, intru acolo și zic, domnule, pare, nu știți că am aici o ședință, un consiliu și nu pot să ies, deci nu o să mai fac acolo acelea, dar vă las pe cineva care să vă însoțească și să vă lămurească și să vă bucurați de cuvântul lui. Vi-l dau pe cineva, stați, așteptați. Au dat împreună acolo proocinite, l-a anunțat pe acela, coboară pe scării vioi, chiar a intrat la principalul Institutul Teologic din București, uitați pe domnul Dan Ilie Ciobotea, pe el vi las să vă ducă, să vă plimbe, să vă respirați Duhul Înțelepciunilor prin el. Și a fost copleșitor de Daniel, adică Daniel era, atunci era, nu era Daniel, era Dan Ilie. În acel an, după ce a plecat în afară, s-a reîntors, dar a fost un an de minunat, când terminam eu Sava, să am această relație cu actualul patriarh. Mă rog, relația se schimbă, se mai transformă, se mai modifică. Dar, în orice caz, am avut ocazia, după aceea, în diverse situații, să văd oameni mari acolo, Steinhardt, Virgil Cândea, numai mie rușine să vă spun, e fondatorul fundației mele, care și acum o prezidez și fundația mea nu știe părintele, că nu are habar, că n-am avut relații speciale, nici nu știu dacă ne mășile la primire. Fundația ecumenică Pro Axe Mundi, că am schimbat și când a făcut numele, a ființat în casa parohială ecumenică, dar mă rog, aici e cu sens special, în casa părintelui, până când a murit, până a vin în paroh, părintele Dumnezeu să te bordajiu, trebuie să-mi pare rău, de acum plecați. Deci, Ignația apare. Ignația apare pe o poziție 4, Părintele Gadiu, prima poziție a chiar Patriarhul României. Dar asta era o istorie. Asta au fost relațiile. Și mă împărtășeam cu idei ce facem pentru biserică. Catedrala Mântuirii, așezământul catedralei din București, unde am așezat acum. Noi am avut alte idei, să fie între blocuri, să fie unde e magazinul ăsta, Junior vis-a-vis, unde este locul la Viran. Mă rog, e un loc tipul de famat, de la pe bulevardul socialismului, între blocuri, să fie între oameni. A fost o idee, am venit și noi cu ideea, am explicat-o și eu și dânsul și alții câțiva, că au fost mai multe, 7-8-9 locații, s-a ajuns la această așezare de astăzi. Ideea este că ne lipsesc asemenea oameni. Acum legăturile cu oamenii mari din Cernica, depindă un alt episod, unul la mai mult am uitat, păi de Nicodim, a spus de Bujor, dar nu are ce legătură cu Nicodim.
Nicodim Bujor a fost cu 2 ani mai mare decât Părintele Galdiriu, dar au fost oarecum contemporan în Facultatea de Teologie la București și a făcut teatru. Teatru, domnule, teatru veritabil la Facultatea de Teologie din București, de Sfintele Paști, de Crăciun, de alte sărbători. Erau chiar buni actori în teatru religios. Amândoi, și s-a văzut că și Nicodim era un vorbitor. Mă rog, într-o mănăstire e altceva și altfel în cadrul unei bisericii parohiale. Și mai ales în centrul București, dar și la Nicodim, dacă cineva îl răscolește, Nicodim Bujor este cel care a creat Acatistul Sfântul Caril de la Cernica. E o figură de genială și figură sacră. Pentru mine este ceva special. Mărturisor de secolul 20, care ar trebui să-l reașezăm unde trebuie în biserica noastră. Dar revin apoi de galeriu, noi nu avem și trebuie să ne regăsim în asemenea oameni care știe să vorbească, să atragă oameni, au nevoie de cuvânt. Bă, biserici frumoase în București, construite, reconstruite, escoite, supravite, superbe. Și chiar mă închin, uite ce frumos e. Dar lipsește cuvântul lui Galeriu. Adică era copleșitor. Repet chestia cu miruitul. Când te duci de acolo la altar, să vezi la sfârșitul slujbe că îți spune 3 vorbe, cum făcea și Părintele Sârbu. 3 vorbe. Mi-a zis, Gheorghe Țicule, ce faci? Ești viu? Nu știu ce, și el știa de... Și el era în minte chestia cu un elev de la Sfântul Sava, mă rog, era într-o clasă terminală, apare pe acolo și pune întrebări. Și altă discuție a fost, Părintele era mult mai deschis la dialog și Sârbu a fost, biserica aceasta a fost frecventată și pădea țării epoca, că de că nu știe biserica Sapienții, lăsând Domnița Bălașa, lăsând Lefterie cel Mare, Boteanu, dar puțin știu că au umblat și pe acolo. Eu am întâlnit în biserica la Părintele Sârbu, pe întâmplător mergea acolo, la un domn de jertfă. Ca și Părintele Galeriu, atenție, Părintele Galeriu nu vorbea în biserică, în altar, cum la noi își dau coate, vorbesc, țopăiesc, mai nu știu ce. Era cuprins total în actul liturgic. Deci trăia pe Dumnezeu și făcea fecea din comunitate să trăiască. Că nu poți, când vezi preotul că e așa de cuprins de cuvânt, automat și tu trăiești la fel. Nu poți să fii rupt de realitatea aceea liturgică. Dar acum să mă Dumnezeu, îi căutăm cu lumânarea din colț în colț, îi găsim foarte greu. Da, dar îngăduitor, eu sunt mai puțin îngăduitor, sunt mai critic. De ce spun treaba asta, că am cifre reale, de ce te sunt în România, apropo de cultele cea de care vin din urmă și vin călare pe căi, și unii au plecat din țară, trebuie să te gândim la toate problemele mari din societate și să nu zicem, uite ce frumos e aici, să vedem în ansamblu, în comunitate, în biserică și dincolo de ea, în orașul nostru, în țara noastră și dincolo de țara noastră, dar românii de peste tot. Deci putem să spunem că astăzi facem așa ceva, nu? Adică să facem, fiți sănătoși.